cum apreciați legitimitatea alegerilor din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia și Republica Moldovenească Nistreană? Pot fi liderii celor două regiuni interlocutori onești, credibili ai guvernului de la Chișinău? Cum vedeți Trebuie să dumneavoastră? facem o diferență aici Vă între rog. regiunea transnistreană, Republica respectivă nistreană, moldovenească și autonomia găgăuză. Autonomia găgăuză este o unitate legitimă. Ea a fost creată în baza unui statut. Deci statutul este de asemenea confirmat și în Constituție. Deci toate alegerile locale care au loc acolo sunt legitime. Deci, ei sunt parte a sistemului nostru constituțional. Deci, din acest punct de vedere, nu sunt întrebări. Este liderul Bașcanul acestei regiuni un locuitor legitim? Sigur că este un interlocutor legitim pentru autoritățile noastre și ne dorim foarte mult ca să existe un dialog intens și o mai mare încredere între noi și o mai mare participare la cele și o participare onestă la acele proiecte de modernizare ale statului pe care noi le legăm de integrarea europeană. Le vedem în contextul integrării europene și credem că contribuția autonomiei găgăuze la acest proces de modernizare, de integrare europeană trebuie și să fie unul esențial. Deci, sigur, nu totdeauna acest dialog a fost unul eficient și din varii motive, nu doar din cauza administrației din Găgăuzia, dar și a jocurilor pe care politicienii de la Chișinău le făceau între ei și a manipulărilor pe care în care ei implicau regiunea autonomia găgăuză. Cred că în ultimii 30 de ani nu am reușit să încurajăm apariția unei elite pro-europene în autonomia găgăuză și acesta este o mare lacună. Am lăsat luptându-ne între noi, mă refer la partidele politice care s-au perindat în Republica Moldova, luptându-se între ele și încercând să folosească autonomia găgăuză în jocurile lor politice interne. De fapt, am îndepărtat autonomia găgăuză și nu am reușit să construim o elită nouă, modernă, care să se integreze deplin în acele planuri de modernizare și de integrare europeană ale țării noastre. Dacă vorbim despre regiunea transnistreană, administrația separatistă de acolo, sigur, este o administrație ilegitimă. Alegerile care au acolo, așa cum am declarat, nu o singură dată, sunt ilegale și niciodată nu au fost recunoscute de Republica Moldova, fie că vorbim de alegeri în cadrul așa zisului legislativ de acolo sau așa zisului președinte al acestei regiuni. Noi nu le recunoaștem, ele sunt ilegale și am invitat întotdeauna partenerii noștri să facă la fel. Și majoritatea lor, cu excepția unui singur stat, au într-adevăr s-au conformat și se conformează în continuare. Ele vor fi autoritățile, administrația de acolo, nu pot să le spun autorități, de acolo va fi legitimă atunci când regiunea transnistreană va fi reintegrată în spațiul constituțional al Republicii Moldova. Desigur că noi suntem nevoiți să discutăm cu ei la masa în formatul 5 plus 2, pentru că trebuie să găsim soluții la diferite probleme, nu neapărat la problema statutului politic, pe care ne-l dorim foarte mult să-l negociem în viitor, dar astfel încât acest statut să nu ne afecteze securitatea noastră națională și să nu ne oprească din drumul nostru de integrare economică și politică deplină în Uniunea Europeană. Un statut care va crea impedimente în acest sens nu va fi niciodată acceptat de Republica Moldova.
Dar, repet, avem probleme de soluționat, sociale, economice, pentru că majoritatea cetățenilor care locuiesc în regiunea transnistreană au pașapoarte al Republicii Moldova. Deci noi avem o obligație morală să îi susținem. De aceea noi creăm pentru întreprinderile din regiunea transnistreană, de exemplu, le creăm condiții să beneficieze și de acordul de liber schimb pe care l-am semnat cu Uniunea Europeană, doar dacă ele se înregistrează pe malul drept al râului Nistru, cu autoritățile la Chișinău, cu autoritățile locale și constituționale, și după aceasta ele au dreptul să exporte produsele lor pe piața europeană. Dar, bineînțeles, sunt și niște condiții să impuse de noi, să respecte calitatea, standardele de calitate, standardele fitosanitare, etc. Deci nu are loc automat acest drept de a exporta, nu se valorifică automat, doar dacă sunt condiționalități care sunt respectate și care presupun și respectarea legislației noastre constituționale de pe malul drept al Nistrului, a Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, vă bazați pe un respect reciproc. Nu e respect reciproc, respect pentru cetățenii, cetățenii noștri de acolo, pentru că noi încercăm să-i ajutăm să se integreze, să-și schimbe viziunile vis-a-vis de Republica Moldova. Avem o datorie morală să-i ajutăm. Și ca problemele economice, care sunt și acolo foarte grave, să nu se agraveze tot mai mult, să încercăm să le creăm un anumit standard de bunăstare. Dânșii au posibilitatea. Apropo, noi le eliberăm buletinile gratis cetățenilor din regiunea transnistreană. Deci majoritatea lor sunt eliberate gratis. Mai ales le deschidem posibilitatea și au făcut-o și o fac să se adreseze la spitalele de pe malul drept, la serviciile medicale de pe malul drept al Nistrului. Deci sunt o mulțime de avantaje pe care și de beneficii pe care le oferim cetățenilor noștri și ei tot mai mult și mai mult le valorifică, plus mii de studenți din regiunea transnistreană fac studiile la Chișinău. Și datorită faptului că noi am reușit, bine, să apostilăm, deci am ajuns la o înțelegere să apostilăm diplomele pe care le eliberează instituțiile superioare de acolo, dânșii au posibilitatea să facă studiile și în România și în alte state membre ale Uniunii Europene. Deci încercăm să le creăm tot mai multe avantaje pentru ca ei să, în viitor, să se integreze mai ușor în spațiul constituțional al Republicii Moldova.